78. Mulți. Și nu se vede, nu se vede. Problema. Nu primarul i-a spart. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, după cum se cunoaște, în luna iulie a anului 2010, a apărut legea 155, legea Poliției Locale, care a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2011, după apariția hotărârii de guvern numărul 1332, din 29 decembrie 2010, care a aprobat regulamentul cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale. În conformitate cu prevederile articolului 4 aliniatul 1 din legea 155/2010, Poliția Locală Giurgiu funcționează și s-a organizat în baza hotărârii Consiliului Local numărul 333 din 30 decembrie 2010, care alege altele decât cele stabilite în competența sa, fiice organelor abilitate, cooperarea cu unitățile respectiv cu cele privind măsurile și acțiunile specifice au vizat asigurarea îndeplinirii la nivelul cerințelor, a sarcinilor și atribuțiilor specifice conferite de lege, perfecționarea pregătirii continue a personalului pentru creșterea profesionalismului acestuia, întărirea ordinei interioare și a disciplinei în rândul personalului, administrarea legală și eficientă a resurselor umane, financiare și materiale, menținerea ordinii și liniștii publice în municipiu, respectarea normelor legale în domeniul circulației pe drumurile publice, respectarea normelor legale în domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal, protecției mediului, controlului comercial și evidenței persoanelor, protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, organizarea de acțiuni preventive și de combatere a fenomenelor antisociale, în special în zona instituțiilor de învățământ de pe raza municipiului Giurgiu, dar și în cadrul altor instituții. Verificul activităților specifice desfășurate s-a avut în vedere aplicarea cu discernământ și fermitate normative în vigoare, respectiv ale legii 3 de guvern 732/90, 3 de guvern 348/2004, cât și hotărâri ale Consiliului Local Municipal. Îndeplinirea obiectivelor în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică, protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local, la efectuarea unor controle oracite prin planul de pază și ordine publică. Aplicarea de sancțiuni potrivit competenței pentru nerespectarea legislației în vigoare, îndeplinirea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice, intervenția la solicitarea cetățenilor virtuale, aprinderea unor făptuiților sau reprezentanților legali, a persoanelor, verificarea și soluționarea în limitele legii a sesizărilor asociațiilor de proprietari, planele de urmărire penale și instanțele de judecată, prevenirea și combaterea infracționalității statale,